Dragii mei, bine v-am regăsit și astăzi. Sper că sunteți sănătoși, voi și voi nici. Dragii mei, am primit o sumedenie de probleme prin intermediul mesajelor dumneavoastră. Să știți că le-am notat și o să încerc. Sunt foarte multe. Însă voi încerca să le iau aleatoriu ca subiecte pentru a face următoarele etalări. Sunt probleme propuse de dumneavoastră și o să încerc să răspund pe cât posibil la tot ceea ce dumneavoastră m-ați rugat. Prin urmare, astăzi voi face o etalare în ceea ce privește cum pot să-l aduc înapoi. Dacă pot să-l aduc înapoi și dacă da, cum pot să fac acest lucru? Eu m-am gândit să facem tot o etalare interactivă cu trei variante de răspuns. Prima variantă este cea a elefanțelului, a doua variantă a pernuței aurii și a treia variantă îngerașii. Da? Deci dumneavoastră trebuie să alegeți intuitiv dintre cele trei variante, elefanțelul, pernuța aurie și îngerașii, medalionul cu îngerașii. Noi urmează acum să citim despre cei care au ales prima variantă, varianta elefanțelului. Nu uitați, dragii mei, că este o etalare generală, nu se poate potrivi tuturor. Noi încercăm acum să obținem în linii mari răspunsuri din partea îngerilor vis-a-vis de această situație. Sunt etalări colective, valabile ori de câte ori dumneavoastră vizionați acest videoclip. Haideți să vedem dacă îl puteți sau o puteți aduce înapoi, da? Pe persoana din sufletul dumneavoastră, un mesaj general din partea îngerilor. Dacă puteți să o aduceți. Dragii mei, la prima variantă, din câte se observă, există șanse reale ca dumneavoastră să puteți aduce această persoană înapoi. Mulți dintre dumneavoastră poate v-ați rugat să se clarifice într-un fel această situație prin care dumneavoastră treceți, meditați, vă rugați, toată această situație de despărțire în care vă aflați majoritatea celor care au ales această variantă, vă aflați într-o perioadă de transformare. Toată această depărtare față de cel sau cea pe care o iubiți v-a transformat, dar parcă v-a făcut mai răbdători, mai buni, mai toleranți. Poate înțelegeți mai bine anumite situații sau în alte cazuri v-ați transformat în ideea în care aveți mai multă grijă de voi, vă prioritizați mai mult decât ați făcut-o înainte, v-ați dat seama că prin intermediul acestei iubiri pe care ați pierdut-o unii dintre voi, ați realizat de fapt cât de important sunteți dumneavoastră. Cumva sunteți deschiși, sunteți cu inima deschisă, nu mai sunteți atât de închiși în voi, mulți dintre voi fiind introvertiți, conservatori, cumva parcă sunteți gata să primiți călăuzire, ascultați și sfaturile celor din jurul dumneavoastră sau este oportun să ascultați și sfaturile din jurul persoanelor din jurul dumneavoastră, primiți sprijin, primiți ajutor divin prin călăuziri spirituale și faptul că vă uitați în acest moment la această etalare înseamnă că aveți această deschidere către a primi acum ajutor. Cumva parcă nu mai puteți face lucrurile singuri și de aceea aveți nevoie de ajutor, primiți-l pentru că îngerii vă ascultă rugăciunile și mai ales să știți că îngerii, tot îngerii spun că meritați acest ajutor. Posibil ca foarte mulți dintre voi să cereți ajutor divin și îl veți avea. Posibil să ne referim la persoane din zodia Balanței, din zodiile Fecioară, Capricorn, Taur, Berbec, Leu, Vărsător, deopotrivă, Scorpion, persoane
blonduțe și atene, cu ochii deschiși în marea majoritate, dar persoane cu literele N, A, O, F, deopotrivă, marea majoritate. Persoane care, sau dumneavoastră puteți fi sau sunteți persoane care emanați o lumină, sunteți persoane pozitive în ciuda faptului că treceți prin ceea ce treceți sau ați trecut prin ceea ce ați trecut. Aveți așa o încredere și o lumină a voastră și este de preferat să nu o lăsați să se stingă, indiferent dacă veți aduce această persoană înapoi sau dacă această persoană se va întoarce sau nu la dumneavoastră. Dar haideți să vedem ce mai putem afla. Din începutul etalării, v-am spus, îngerii spun că aveți această posibilitate, această putere de convingere, depinde în situațiile în care vă aflați să aduceți această persoană înapoi cumva, rugăciunile vă vor fi ascultate și dorința vă va fi ascultată. Haideți să vedem dacă puteți sau cum puteți să aduceți această persoană înapoi în viața dumneavoastră. Care este situația actuală? Cu ce situație vă confruntați? Cei care au ales această variantă, prima variantă, cea a elefanțelului norocos. Sunteți persoane norocoase și aproape de fiecare dată ceva s-a întâmplat în favoarea voastră. Poate că atunci, în momentul în care ați crezut că vă este cel mai greu și cel mai rău, ceva s-a întâmplat. Divinul a acționat spre binele vostru cel mai înalt și parcă nu v-a lăsat să vă pierdeți așa, să rătăciți, să vă fie frică de tot ceea ce vi se întâmplă în viața dumneavoastră. Sunteți persoane, cum spuneam, extrem de pasionale sau ați avut o relație extrem de pasională cu această persoană care posibil să aibă peste 45 de ani, 45, 45 plus, L, F, F iese foarte mult în această etalare, O, C, C, P, D, I, A. O relație în care ați fost pasional, o relație care, din câte se observă, a fost cumva și consumată. Ați ars în flăcări, dragii mei, pasiune multă, momente pe care nu le puteți uita, iubire intensă, profundă. Totul s-a petrecut și se petrece încă la nivel emoțional extraordinar. Ați oferit iubire, ați primit iubire. Există aici o forță, sunteți o forță. De aceea, cărțile spun că în dumneavoastră există această putere de a aduce această ființă înapoi în viața dumneavoastră. Și din câte se pare, parcă vă grăbiți să știți să faceți acest lucru. Vă propuneți, sau unii dintre dumneavoastră chiar v-ați propus ca această persoană să vină în viața dumneavoastră cât de curând și va veni. Vedeți această săgeată pe care dumneavoastră, această săgeată, acest obiectiv. Este ca și cum v-ați fi propus un obiectiv, acela de a aduce această persoană înaintea dumneavoastră. Literele T deopotrivă M. Există diferență de vârstă și în cazul dumneavoastră, bineînțeles, posibil ca energia masculină să fie mai înetate, dar nu este obligatoriu. În orice caz, vă duceți țintit, aveți această țintă sau dacă vă gândiți, dacă faceți bine ca dumneavoastră să luați taurul de coarne, cărțile spun că este oportun să faceți dumneavoastră acest lucru, pentru că cealaltă persoană se gândește la voi, dar poate că nu are acel curaj, poate că v-a greșit, poate că a mințit, poate că v-a înșelat așteptările într-o anumită perioadă și dumneavoastră îi e teamă cumva
să vină către dumneavoastră, are o teamă, posibil să nu aibă încredere, să nu mai aibă încredere că dumneavoastră îl veți ierta, o veți ierta. Scopul scuză mijloacele, după cum vine și acest mesaj. Sau în alte situații s-ar putea ca dumneavoastră să manifestați această dorință de a-l aduce înapoi, de a o aduce înapoi și până vă gândiți voi la cum să faceți și dacă, eu știu, vreți să dați un telefon sau să-i scrieți un mesaj, indiferent ce îi scrieți, există și această variantă să vă ia înainte, să vă treziți exact în momentul în care puneți mâna pe telefon, să vă dea un telefon sau în momentul în care începeți să scrieți un mesaj, exact în acel moment să vă scrie el sau ea un mesaj. În orice caz, să știți că obiectivul este clar acela de a relua această conexiune și obiectivul, din câte se pare, va fi atins. Pentru că există un nou început, dragii mei, există această iubire necondiționată, de asemenea literele L și U. Există iubire necondiționată, există pasiune, există momente profunde între voi și există acest nou început. Aceste trei cărți îmi confirmă faptul că între voi există această dragoste. Deci, cum spuneam, aveți acest obiectiv, cum puteți să-l aduceți înapoi prin a face primul pas dumneavoastră, cât de mic, pentru că în acest fel, cum să vă zic, orgoliile nu și-au sens. Și dacă vă gândiți că în iubire, până la urmă știți cum este, mi-a venit și acest mesaj, mulțumesc, în iubire totul este permis. Bun, cam atât cu cei care au ales prima variantă. Haideți să vedem a doua variantă. Varianta pernuței aurii. Haideți să vedem dacă este posibil să îl aduceți sau să o aduceți înapoi pe cel sau cea la care dumneavoastră vă gândiți, un sfat general din partea îngerilor pentru varianta a doua. Este posibil sau nu să aduceți înapoi această persoană pentru cei care aleg varianta a doua? Draga mea Adriana, mesaj țintit. Te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să ascult și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția gândurilor și visurilor tale. Dragii mei, în special vorbim despre persoane în zodia leului, fecioară, gemeni. Vărsător, ok, ca semne zodiacale preponderente. V-am spus, nu este obligatoriu, ținând cont că este o energie colectivă, o energie, o etalare generală. În ceea ce privește răspunsul, dacă puteți să-l aduceți înapoi, cu siguranță puteți să faceți acest lucru. Lăsați-vă ghidați de mesajele pe care le primiți în fiecare zi din partea Universului, prin gândurile dumneavoastră, prin visele dumneavoastră, pentru că cumva destinul vă va aduce înapoi, chiar dacă poate a trecut o perioadă destul de lungă, poate că chiar dacă nu mai sperați cumva să reluați această conexiune, parcă cineva vine, destinul, parcă vine și vă ia de mână ca pe doi copii, pentru că din câte se observă în această etalare, v-ați
v-ați purtat copilărește, ați fost ca doi copii, poate că ați fost sau sunteți vulnerabili unul în fața celuilalt, există această frumoasă vulnerabilitate, această naivitate în ghilimelele de rigoare. Posibil să așteptați de mult și să vă fi obosit să mai credeți că lucrurile se vor rezolva conform așteptărilor dumneavoastră, însă v-am spus ceva, oricum se va face lumină, pentru că ceva, o situație, un eveniment, oricum în orice caz destinul, vă ia de mână pe amândoi ca pe doi copii și vă arată calea, vă arată ceea ce trebuie să faceți, încotro să mergeți, ce cale aveți de urmat și să lăsați deoparte jucăușenia aceasta a relației, pentru că poate că au fost momente în care ați luat nu neapărat în râs această relație, dar parcă v-ați jucat unul cu altul. A fost o joacă până la un moment dat, până când v-ați dat seama că lucrurile au fost și sunt mult mai profunde decât par. Posibil să fiți la distanțe diferite, posibil ca în această perioadă să aveți să vă confruntați așa cu o perioadă de incertitudine, de nostalgie, de îndoieli, să fiți, cum să vă zic, măcinați de această zonă de gri, dar pe de altă parte aveți în voi acea puritate copilărească, acea speranță care parcă știți că nu va muri sau cel puțin, da, speranța moare ultima. Orașe separate, s-ar putea ca unul dintre dumneavoastră să locuiască în Germania, dacă nu în alte orașe cu munți foarte înalți, avem și, nu știu, țări nordice, oricum cu stânci, munți, orașe, cetate, dar v-am spus, nu este o regulă, eu citesc exact energia acestui moment. Poate se schimbă, nu uitați la fel că energiile se întrepătrund. Diferențe de vârstă văd între voi, energia feminină mai mare decât energia masculină, persoane blonde, cu tenul mediu, să zicem așa, dar și persoane șatene sau castaniu închis, cu ochii deschiși, căprui verzui în marea lor majoritate. Haideți să vedem cum puteți să-l aduceți înapoi pe el sau pe ea, persoana specială din sufletul dumneavoastră. Sau Adrian, de ce nu? Adrian. Inițiale, A, bineînțeles, preponderent, N, I, D, R, M, K, de asemenea. Haideți să vedem cum puteți să îl aduceți înapoi, deși să știți că totul vi se pare cu fundul în sus în această perioadă, posibil să nu vă găsiți acea creativitate. Dumneavoastră sunteți niște persoane extrem de creative, inventive, optimiste. Vă place foarte mult să trăiți prezentul. Tot ce faceți, faceți pentru a vă fi bine, pentru a vă crea o atmosferă pozitivă în jurul dumneavoastră, a face lucrurile să se întâmple frumos. Sunteți o prezență extrem de veselă, lumea vă vrea acolo să fiți, oriunde. Sunteți cumva sarea și piperul, dar un pic de atenție să nu bravați. Posibil ca dumneavoastră în fața acestei persoane să bravați, adică să poate postați pe rețelele de socializare cât de fericiți sunteți, fericite, cât de bucuros, bucuroasă sunteți dumneavoastră în absența lui sau a ei. Sunteți războinici luminii, voi, cum să vă zic, apăreți așa ca un făt frumos sau ca o ileană cu o sânzeană pe cal alb sau la serviciu, s-ar putea ca unul dintre noastre să vă fi cunoscut la serviciu sau chiar la serviciu să aveți această atitudine în care bravați și în care spuneți cât de fericiți sunteți voi, chiar dacă nu mai sunteți cu el sau cu ea. Sau poate că în anumite cazuri lucrați cu această persoană, poate să fie colegul de serviciu, poate să fie șeful, șefa dumneavoastră, sau să aveți o afacere împreună. Cumva ați făcut niște compromisuri, la un moment dat ați
trecut peste anumite lucruri cu ochii închiși pentru a vă salva această relație, care, din câte se observă, s-ar putea să fie una de trio, diferență de vârstă, 52-41 de ani, 37-41. În orice caz, diferențele sunt diferențe de vârstă. Mai avem, de asemenea, inițialele B, poate să fie Bogdan, R, C, W, V normal, V de la Valeriu, Valeria. Și așa mai departe, Bebec, Taur, Capricorn, deopotrivă, luptător, sunteți extrem de luptător, sunteți extrem de posesivi. Cumva, pentru a aduce această persoană înapoi, eu zic că, din câte se observă, posibil să vă fi cunoscut mai mult într-un grup de prieteni, într-un anturaj, prin intermediul prietenilor, prin intermediul familiei, în orice caz vi s-a făcut cunoștință cu această persoană, în unele cazuri, sau aveți un business împreună, ați făcut niște bani împreună, sau este, cum spuneam și mai devreme, șeful, șefa dumneavoastră. Ca să aduceți această persoană înapoi, posibil că va trebui să aveți să fiți mult mai creativi, mult mai inventivi, să nu mai bravați, despre asta este vorba, să nu mai bravați, să încetați să arătați ce, de fapt ceea ce nu sunteți și să fiți mai creativi. Fiți dumneavoastră versiunea reală, absolut, versiunea asta reală, inventați lucruri în sensul de a crea momente frumoase, de a zâmbi, de a fi optimiști, să nu mai fiți triști, pentru că, spuneam și mai devreme, dumneavoastră sunteți sau ați fost până în momentul în care v-ați despărțit optimiști și aveți o aură bună. Știți foarte bine că lumea se ferește de oameni negativiști sau de oameni care sunt triști tot timpul, care vorbesc numai lucruri triste, numai lucruri negative. Creați lucruri frumoase, creați evenimente frumoase, zâmbiți mai mult, dar nu bravând, pentru că în primul rând trebuie să fiți sinceri cu voi, pentru a fi sinceri cu cei din jurul dumneavoastră, să știți că nu trebuie să vă ascundeți sinceritatea, nu trebuie să vă ascundeți timiditatea, până la urmă sunteți voi așa cum sunteți voi de adevăratelea. Nu trebuie să vă ascundeți și să creați despre voi o imagine total neadevărată, pentru că, din câte se pare, s-ar putea ca acesta să fie și motivul pentru care nu mai sunteți împreună. Să vă fi pus niște măști, să nu fi fost sinceri, nu uitați că energiile se întrepătrund, s-ar putea să vorbesc și despre celălalt. În orice caz, eu văd că lucrurile se vor rezolva în sensul că vor fi niște compromisuri. Veți face niște compromisuri, veți da mâna pentru a duce această, pentru a relua această conexiune. Și urmați pașii pe care vi comunică intuiția. Bazați-vă pe intuiție, pe creativitate, fiți bucuroși, fiți energici și nu mai bravați, pentru că vedeți, veți face acest, există acest compromis în dragoste pentru voi, cei care ați ales varianta a doua. Pentru cei care alegeți varianta a treia, cea a medalionului cu îngeraș, haideți să vedem cum, dacă există șansă reală pentru cei care au ales varianta a treia, să aduceți această persoană specială din inima dumneavoastră înapoi, da sau nu. Să vedem ce mesaj ne trimit îngerii pentru voi, dragilor, care ați ales varianta a treia. Puteți să aduceți persoana la care vă gândiți înapoi sau nu. Care sunt... există la voi o nerăbdare. Au sărit mai multe cărți, o să le iau pe toate. Și o să vă spun așa, că dorința dumneavoastră de a-l aduce pe cel sau cea la care vă gândiți înapoi are șanse reale să se îndeplinească, dorința, da? Pentru că este timpul potrivit
ca relația dumneavoastră să se re, să reînceapă. Este exact timpul potrivit și să vă, îngerii spun să vă păstrați credința și speranța, fiindcă la orizont este ceva nou și pozitiv, numai că dumneavoastră încă nu reușiți să vedeți acest nou început. Foarte frumos. Cei care ați ales varianta a treia, foarte frumos. Dar, vedeți, primiți cu brațele deschise această rezolvare, pentru că ea va fi și este la colț, la colț. Doar că dumneavoastră nu reușiți să vedeți îndeplinirea acestei dorințe de a-l aduce sau aduce înapoi, nu puteți să vedeți, dar să știți că la orizont există acel soare care va străluci pe strada dumneavoastră, pentru că este timpul potrivit să dați naștere acestei situații noi. Posibil ca în această variantă, în cadrul acestei variante, să fi intrat în energie și persoane care se simt singure sau care nu au pe nimeni. Și atunci există și această variantă să fi întrebat dacă în viața dumneavoastră va intra cineva. De asta posibil să fie ieșit această carte care vă comunică că este timpul potrivit să dați, să vă manifestați această situație nouă în viața dumneavoastră, această nouă iubire în viața dumneavoastră, pentru că există în perioada imediat următoare schimbări importante în viața voastră, dragii mei. Relaxați-vă, dacă simțiți nevoia, faceți exerciții fizice, exerciții de yoga, care sunt meditații, rugăciuni care sunt esențiale pentru a vă aduce această stare de bine, pentru a vă ridica optimismul sus, sufletul, cum îmi place mie să spun, pentru a avea această pace a minții și liniște că totul se va rezolva conform așteptărilor dumneavoastră. Da? Vedeți, îngerii vă spun să aveți încredere pentru și să vă păstrați speranța, pentru că ați dorit acest lucru, v-ați manifestat dorința acum încă puțin până a se materializa și în planul teluric. Energetic v-ați gândit, ați meditat, foarte frumos. Iar lucrurile se vor rezolva încă puțin, încă puțin și veți avea parte de această realizare reușită. Posibil să vorbim despre persoane cu literele I, C, F, R. Balanță, Fecioară, Scorpion. Ia uite ce lapsus am, Doamne, Vărsător, o să, da, am un lapsus, efectiv am un lapsus, înseamnă că nu trebuia să spun, da? Sunteți, ieșiți din starea aceasta de privațiune, pentru că să știți că prosperitatea, reușita va veni către voi. Acum, în acest moment, nu mai aveți nicio speranță. Vă simțiți blocați, blocate, poate că sunteți blocați, blocate în relația pe care o aveți cu, și cu litera D, da? Pe cineva cu litera D. Din nou, diferență de vârstă și în cazul dumneavoastră, poate că pe data de 7 sau după o dată de 7, poate că mai durează puțin, poate 7 ianuarie, să spunem, există această, acest gol pe care dumneavoastră îl veți acoperi. V-ați privat de anumite lucruri, poate că n-ați mai ieșit în oraș, n-ați mai ieșit cu prietenii, v-ați închis în zona dumneavoastră de confort, în zona noastră de protecție, pentru că vă simțiți goi în această perioadă, fără el sau fără ea. Nu pot să vă spun cu exactitate ce veți face de sărbători sau dacă această persoană va veni, să zicem, să petrece sărbătorile.
Însă tot ce este posibil ca acest gol să se umple. Există diferențe de vârstă, nu sunt foarte mari în această etalare. Din nou litera D, persoane grizonate, barbă, cioc, energia masculină, cumva fruntea alată sau, eu știu, aici chel și pe aici mai mult, mă rog, păr, să zicem așa, numărul 1. Există situație triunghiulară în această, da, probabil mai multe, sau probabil că amândoi aveți pe cineva, dar gândul vă stă tot unul la celălalt. Există această variantă ca unul dintre voi să lucreze în domeniul acesta al învățământului, poate că sunt tehnici IT, de ce nu, poate că lucrează în IT, discipline tehnice, învățământ în general, poate medici, ceva tehnic care se bazează pe logică, poate dumneavoastră lucrați în acest domeniu sau poate că celălalt lucrează în acest domeniu, ori există varianta unor cursuri pe care le faceți sau v-ați cunoscut la niște cursuri de pregătire profesională, personală, training, traininguri, life coaching, relații publice sau în cadrul unui domeniu de activitate unde vorbiți foarte mult, poate în public relations sau poate că ați, eu știu, psihologi, poate vorbiți foarte mult dumneavoastră, celorlalți împărtășiți din experiența dumneavoastră. Nu vine acum în minte foarte clar termenul acestei activități, însă life coaching, cred că ceva de genul ăsta, nu, antrenor de viață, de destin, ceva de genul, nu știu, că s-au inventat acum niște, au fost inventați niște termeni pe care încă, cu care nu sunt, nu m-am familiarizat. Ok, despre asta este vorba, citiți foarte mult sau vă implicați foarte mult în a citi, în a vă autodezvolta sau aveți nevoie de acest program, de această disciplină în viața dumneavoastră pentru a vă îndepărta puțin de la starea de negativitate și de privațiuni în care v-ați introdus singuri. Vreau să vă zic că există șansa de a citi un mesaj, de a primi un mesaj de la această persoană, dacă nu l-ați primit încă, dar este un mesaj mai mult la modul general, nu neapărat că vorbiți despre voi, despre prietenia sau iubirea dumneavoastră, ci la modul general. Te-am anunțat sau te anunț să-ți spun nu știu ce anume, da? Deci cum să-l aduceți înapoi sau cum să aduceți această persoană înapoi este să aveți o rigurozitate în programul dumneavoastră sau să deveniți mai pragmatici. Să nu mai puneți atât de mult suflet pentru că lucrurile oricum se întâmplă exact la momentul în care trebuie să se întâmple. Să nu mai puneți la suflet, să fiți pragmatici, să acționați în această situație cu pragmatism. Să nu vă mai simțiți goi pe dinăuntru fără această persoană, să nu vă mai puneți mesajul sună cam așa, să nu mai căutați în exterior ceea ce dumneavoastră aveți în interior, drept pentru care îngerii spun să vă iubiți pe dumneavoastră mai mult sau să începeți să vă iubiți, să vă iertați, să aveți compasiune față de voi, să vă umpleți inima cu optimism, cu compasiune, cu toleranță, să vă iertați pe voi. Știu că sună clișeic, dar eu așa dau mesajul cum îl primesc, pentru ca să atrageți compasiune, iubire,
să atrageți înțelegere, toleranță și așa mai departe. Este cumva acea lege a atracției care funcționează de minune. În momentul în care împărtășiți, în momentul în care aveți grijă de voi, vă îmbrățișați, vă iertați, vorbiți cu voi, dar posibil și despre asta să fie vorba, să vă antrenați pe voi înșivă. Mantre în fiecare dimineață sau să vă spuneți ce frumos, ce deștept, ce... și să nu râdeți, că chiar funcționează. Să vă construiți încrederea în voi, să aveți din nou încredere în voi, să vă sporiți încrederea pentru a împărtăși această încredere, pentru că ce dați Universului, Universul vă dă înapoi. Da? Dați iubire, da, cred că știți lucrurile acestea, deja n-are rost să vi le mai spun. Oferiți iubire, primiți iubire. Oferiți pozitivitate, aveți pozitivitate. Doar așa puteți să aduceți persoana la care vă gândiți înapoi. Iubindu-vă pe voi și având compasiune și umplându-vă acest gol de care v-ați secătuit singur. Faceți-vă bucurii. Nici nu contează. Fiecare zi faceți-vă o bucurie. Glumiți, râdeți. Pentru că, cum să vă zic, cu cât sunteți mai bucuroși, cu cât sunteți mai mulțumiți de voi, cu atât emanați iubire. Și știți cum atrageți extraordinar de mult. În felul acesta, acest nou, această stare de pozitivitate va veni în viața dumneavoastră. Pentru că îngerii vă spun să stați liniștiți, pentru că chiar dacă nu vedeți, închei cu acest lucru și îl repet, deci cu riscul de a mă repeta, acel lucru este dorința, v-ați spus-o, ați manifestat această dorință de a-l aduce înapoi pe cel sau cea la care vă gândiți, păstrați-vă credința și speranța, fiindcă la orizont este ceva nou și pozitiv, dar încă nu se vede. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare, sper că v-ați lămurit cât de cât cu mesajele pe care le-ați primit. Dumneavoastră nu vă rămâne decât să adaptați aceste mesaje propriilor situații și, situații și mai ales să luați de aici liniile, direcțiile care v-ar conduce la rezolvarea acestei situații. Nu uitați că sunt etalări generale. Dacă vă atrage titlul acestor etalări, merită să vedeți etalările. Dacă nu, nu. Dacă nu vi se potrivesc sau nu se potrivesc cu situația, nu este cazul să le urmăriți. Sunt convinsă că o să fie și altele, pentru că, ia uitați ce am aici, o grămadă de mesaje și de probleme pe care le vom discuta. Dragii mei, mulțumesc din toată inima pentru înscrieri, pentru vizualizări, pentru mesajele absolut superbe pe care mi le dați în fiecare zi. Vă pup, vă mulțumesc, sunteți în permanență în rugăciunile mele. Doamne ajută, tot binele din lume. La revedere!